Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vă propun să descoperim când au început oamenii să vorbească, câte limbi există și de ce mor limbile. Este dificil să se răspundă cu exactitate la întrebarea câte limbi se vorbesc în lume. Dar pornindu-se de la definiția standard, potrivit căreia limba este un ansamblu de semne vocale sau grafice care se constituie într-un instrument de comunicare într-o anume comunitate, se estimează că la ora actuală în lume se vorbesc în jur de 6.900 de limbi. Dintre acestea, peste 2.160 se vorbesc pe continentul asiatic, pentru o populație de aproximativ 4 miliarde de locuitori, aproximativ 2.000 în Africa, raportate la peste 980 de milioane de locuitori, în jur de 1.000 de limbi pe continentul american, unde sunt 922 milioane de locuitori, 255 de limbi în Europa, la o populație de 740 milioane de locuitori. Într-o astfel de statistică au fost incluse atât limbile vii cât și cele care sunt pe cale de dispariție, apreciindu-se, de exemplu, că la fiecare două săptămâni mai dispare câte o limbă, mai ales dintre cele care nu au beneficiat și de o variantă scrisă. De altfel, în prezent, dintre cele peste 6.900 de limbi, 50% sunt pe cale de dispariție, 90% dintre limbile africane nu au și transcripție grafică, 96% sunt vorbite de 4% din populația mondială, iar 90% nu sunt prezente pe internet. Într-un clasament al celor mai vorbite limbi în lume, în care au contat două criterii, limba maternă și a doua limbă vorbită, pe primele locuri se situează următoarele: chineza mandarin, în China, Singapore și Taiwan, spaniola, în Spania și America Latină, engleza, în Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Canada, Noua Zeelandă, India și Africa, hindi, în India și Pakistan, franceza, în Franța, Canada, Belgia, Luxemburg, Elveția, Africa, Antile și Asia de Sud-Est, araba, în Africa de Nord și Orientul Mijlociu, rusa, în Rusia, portugheza, în Brazilia, Portugalia, Angola, Mozambic și Guinea-Bissau, și bengali în Bangladesh și India, într-o ierarhie în care au fost luate în considerație mai multe criterii, dintre care a primat cel al importanței limbii respective ca instrument de comunicare, primele locuri sunt ocupate de limbile engleză, spaniolă, franceză, rusă, arabă, chineză, germană, japoneză și portugheză. În privința limbilor celor mai utilizate pe internet, după criteriul numărului de utilizatori, pe primele locuri se află engleza, chineza, spaniola, japoneza, portugheza, germana, araba, franceza, rusa și coreana. Se pare că, indiferent de criterii, limba internațională cea mai importantă rămâne totuși engleza. Un studiu recent efectuat de British Council estimează că în următorul deceniu peste 2 miliarde de persoane vor vorbi engleza, rămânând însă mai mult de două treimi din populația mondială care nu vor putea utiliza această limbă. Însă, cum ar fi să fii ultima persoană de pe pământ care vorbește limba ta? Pentru cei dintre noi ale căror limbi materne au milioane de vorbitori, este aproape imposibil de imaginat. Și totuși, limbile au apărut și au dispărut de-a lungul istoriei omenirii și continuă să o facă. Lingviștii estimează că dintre cele aproximativ 6.900 de limbi ale lumii, mai mult de jumătate sunt expuse riscului de a muri până la sfârșitul secolului 21. Uneori, limbile se sting rapid. Acest lucru se poate întâmpla atunci când micile comunități de vorbitori sunt distruse de dezastre sau război. În El Salvador, de exemplu, vorbitorii indigenilor Lenca și Cacaopera și-au abandonat limbile pentru a evita să fie identificați ca indieni după un masacru din 1932, în care trupele salvadorene au ucis zeci de mii de țărani, în mare parte indigeni, pentru a suprima o revoltă. Cu toate acestea, majoritatea limbilor se sting treptat, pe măsură ce generațiile succesive de vorbitori devin bilingve și apoi încep să-și piardă competența în limbile lor tradiționale.
Acest lucru se întâmplă adesea atunci când vorbitorii caută să învețe o limbă mai prestigioasă, pentru a obține avantaje sociale și economice sau pentru a evita discriminarea. Dispariția treptată a coptei ca limbă vorbită în Egipt, după ascensiunea arabă în secolul al VII-lea, este un exemplu al acestui tip de tranziție. Modernitatea și globalizarea au întărit aceste forțe, iar popoarele din întreaga lume se confruntă acum cu presiuni fără precedent de a adopta limbile comune folosite în guvern, comerț, tehnologie, divertisment și diplomație. Există o viață de apoi pentru limbi? În multe cazuri, da. Conservatorii dedicați reînvie adesea limbile ca o chestiune de identitate regională sau etnică. Cel mai proeminent exemplu este ebraica, care a dispărut ca limbă colocvială în secolul al II-lea după Hristos, deși a continuat să fie folosită ca limbă de religie și erudiție. Limba vorbită a fost reînviată într-o formă modernizată în secolele 19 și 20 și este acum prima limbă a milioane de oameni din Israel. Acum știind toate acestea, haideți să aflăm și cum au apărut limbile lumii. Este una dintre cele mai fascinante întrebări din ziua de astăzi și nu sunt puține, pentru că așa cum am spus, sunt aproximativ 6.900 la număr. Pentru a răspunde la această întrebare, specialiștii de la Centrul de Cercetare Leipzig pentru dezvoltarea copilăriei timpurii din Universitatea Leipzig și Institutul Max Planck pentru antropologie evoluționară au realizat un experiment. Ei au început să simuleze modalitatea în urma căreia apare și se dezvoltă o limbă. Rezultatele au fost surprinzătoare. Chiar și copiii preșcolari pot dezvolta spontan sisteme de comunicare care prezintă proprietății de bază ale limbajului natural. Dar cum au apărut limbile lumii până la urmă? Este o întrebare complicată cu un răspuns simplu, dar complex. Specialiștii ar răspunde că primele limbi au apărut spontan, dar nu se știe cu exactitate când și unde, având în vedere că și orbii sau surzii pot dezvolta un limbaj pentru a comunica cu alți oameni. Atunci este aproape imposibil să se dea un răspuns exact la această întrebare. Studiile și experimentele au arătat că atunci când mai mulți surzi se întâlnesc într-o comunitate, ei spontan inventează un limbaj pentru a comunica între ei. Cel mai bun exemplu este cel al limbajului semnelor nicaraguane. Acest limbaj a apărut la începutul anilor 80. Specialiștii susțin că un rol important în dezvoltarea limbilor l-au jucat copiii. Aceștia sunt în mare măsură personajele principale ale evoluției unei limbi. Într-o serie de studii, cercetătorii de la Centrul de Cercetare Leipzig pentru dezvoltarea copilăriei timpurii și Institutul Max Planck pentru antropologie evolutivă au încercat să recreeze exact acest proces. Ideea a fost pusă în practică după o lungă perioadă, spune Gregor Kachel, dar a existat o problemă. Cum să-i facem pe copii să comunice între ei, fără ca ei să vorbească între ei? Soluția a apărut în conversațiile pe Skype între cei doi cercetători din Germania și colegul lor Michael Tomasello din Statele Unite. În cadrul studiului, copiii au fost invitați să stea în două camere diferite și a fost stabilită o conexiune Skype între ei. După o scurtă familiarizare cu setup-ul, cercetătorii au dezactivat sunetul și au urmărit cum copiii au găsit noi modalități de comunicare care depășesc limba vorbită. În lume de-a lungul timpului au existat mii sau zeci de mii de limbi. Acest lucru este fascinant și extrem de curios. Oare de ce oamenii nu au o singură limbă? Copiii aveau ca sarcină să descrie un obiect uzual, precum un ciocan, o lingură sau chiar o furculiță, fără să vorbească, doar prin semne. Ei nu au stat prea mult pe gânduri și prin anumite gesturi au reușit să transmită mesajul lor celorlalți copii. După aceea, oamenii de știință au introdus idei mai abstracte de comunicare. De exemplu, o coală de hârtie goală, vidul sau nimicul este extrem de greu de imitat. Interlocutorul a încercat mai întâi tot felul de gesturi, dar partenerul l-a anunțat că nu știe ce înseamnă. Deodată, interlocutorul și-a tras tricoul în lateral și a arătat spre un punct alb de pe tricoul lui colorat. Cei doi au avut o adevărată descoperire, bineînțeles, alb, ca și hârtia albă.
La fel a făcut și partenerul de discuție prin semne și astfel cei doi copii au inventat un semn pentru coala albă de hârtie. Atât de simplu este a pune baza unui nou limbaj. Totuși, cum apare o limbă? Întrebarea la care trebuiau să răspundă specialiștii a fost cum au apărut limbile. Pe baza studiului de față, următorii pași apar plauzibili. În primul rând, oamenii creează referințe la acțiuni și obiecte prin intermediul unor semne care seamănă cu lucrurile. Condiția necesară este ca un motiv comun de experiență să apară între partenerii interacțiunii. De asemenea, partenerii se coordonează, imitându-se reciproc, astfel încât să folosească aceleași semne pentru aceleași lucruri. Semnele capătă astfel un sens interpersonal și, în cele din urmă, convențional. În timp, relațiile dintre semne și lucruri devin mai abstracte, iar semnificația semnelor individuale este mai specifică. Structurile gramaticale sunt introduse treptat atunci când este necesară comunicarea unor fapte mai complexe. Cu toate acestea, cel mai remarcabil aspect al studiilor actuale este că aceste procese pot fi observate în circumstanțe controlate și în termen de 30 de minute. Studiile demonstrează că comunicarea nu se poate reduce doar la cuvinte. Atunci când nu există nicio modalitate de a utiliza limbajul convențional, oamenii găsesc alte modalități de a-și transmite mesajul. Acest fenomen constituie baza dezvoltării unei noi limbi. Studiul realizat de Manuel Bon, Gregor Kachel și Michael Tomasello arată cum ar putea arăta primii pași în dezvoltarea unui nou limbaj. Potrivit lui Bon, cu toate acestea apar numeroase întrebări noi în acest moment. Ar fi fost foarte interesant să vedem cum se schimbă sistemele de comunicare nou inventate în timp, de exemplu atunci când sunt transmise noilor generații de utilizatori. Limbajul devine mai sistematic atunci când este dat mai departe, a declarat Bon. Și totuși, când au început oamenii să vorbească pentru prima dată, ce sunete de vorbire au fost rostite mai întâi? Și când a evoluat limbajul din acele începuturi umile? Aceste întrebări au fascinat de multă vreme pe oameni, în special în urmărirea evoluției oamenilor moderni și a ceea ce ne face diferiți de animale. George Poulos și-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale academice cercetând structurile fonetice și lingvistice ale limbilor africane. În cea mai recentă carte a sa, despre originile vorbirii și limbajului uman, el propune noi linii temporale pentru originile limbajului. Acesta s-a întrebat când și unde a evoluat vorbirea umană. Cercetările efectuate pentru acest studiu indică faptul că primele sunete de vorbire au fost rostite în urmă cu aproximativ 70.000 de ani și nu cu sute de mii sau milioane de ani în urmă, așa cum se pretinde uneori în literatură. Deși cercetarea lingvistului s-a bazat în primul rând pe analize fonetice, adică sunete de vorbire, și lingvistice, adică limbaj, acesta a luat în considerare și alte discipline, cum ar fi paleoantropologia, adică studiul evoluției umane, arheologia, adică analiza fosilelor și altor rămășițe, anatomia, adică organismul, și genetica, studiul genelor. Transformarea Homo sapiens, oamenii moderni, dintr-o specie necuvântătoare într-una vorbitoare, s-a întâmplat cam în același timp în care strămoșii noștri vânători-culegători au migrat din Africa. Când acei aventurieri timpurii au migrat dincolo de continentul african, au luat cu ei cel mai mare dar dobândit vreodată de specia noastră, capacitatea de a produce sunete de vorbire, activată prin crearea unei gene a vorbirii. A fost această abilitate, mai mult decât orice altceva, care i-a catapultat într-o lume în care aveau să domine toate celelalte specii. Ce sunete de vorbire au fost rostite pentru prima dată? Primele sunete de vorbire produse vreodată nu au fost doar sunete involuntare aleatorii. La baza acestor sunete de vorbire a fost o rețea în curs de dezvoltare, care a conectat anumite zone ale creierului de diferite părți ale tractului vocal. Diferiți factori anatomici și de mediu au contribuit la capacitatea Homo sapiens de a produce sunete de vorbire pentru prima dată.
Un alt factor interesant a fost schimbarea aparentă în dieta strămoșilor noștri timpurii și posibilul efect pe care l-ar fi putut avea asupra creierului uman. Schimbarea la ceea ce era în esență o dietă marină, bogată în acizi grași omega-3, a avut loc atunci când acei oameni timpurii au migrat din interior spre coastele continentului. Tractul vocal s-a dezvoltat treptat pe o perioadă lungă, iar diferitele etape ale dezvoltării sale au determinat tipurile de sunete care puteau fi produse. La momentul migrației din Africa, singura parte a tractului vocal care a fost dezvoltată fiziologic pentru a produce sunete de vorbire era cavitatea bucală, adică zona gurii. Singurul sunet de vorbire care putea fi produs în întregime în gură în acel moment era așa-numitul sunet click. Fluxul de aer ar putea fi controlat în interiorul gurii. Clicurile sunt singurele sunete de vorbire cunoscute care se comportă în acest mod. Ele apar și astăzi în câteva limbi africane, predominant în limbile Khoisan, vorbite în unele părți din Botswana, Namibia și Africa de Sud. Clicurile apar în mai puțin de 1% din limbile lumii. Ele apar de asemenea în câteva cazuri izolate în Africa de Est și în anumite limbi din Africa de Sud, care au adoptat clicurile atunci când au intrat în contact cu Khoisan. Clicuri au fost de asemenea observate într-un caz în afara continentului african, într-un registru de limbaj ceremonial dispărut, cunoscut sub numele de Damin în Australia. Un exemplu de sunet de vorbire click este așa numitul click de sărut sau bilabial, unde buzele sunt reunite, iar partea din spate a limbii este ridicată pe partea din spate a gurii. Buzele sunt apoi aspirate ușor spre interior, iar atunci când sunt eliberate, se produce un click. Cercetările lingvistului sugerează că clicul sărut a fost probabil primul sunet de vorbire produs vreodată de Homo sapiens. Pe măsură ce timpul a trecut, diferitele părți ale limbii au devenit din ce în ce mai manevrabile, făcând posibil ca și alte sunete de click să fie produse în gură. Deci, când au evoluat celelalte sunete de vorbire? Acest studiu demonstrează că producerea tuturor celorlalte sunete ale vorbirii umane, celelalte consoane, precum și toate vocalele, a început să aibă loc de acum aproximativ 50.000 de ani. Acest lucru depindea de dezvoltarea treptată a unui tract vocal bine proporționat, care includea gura, zona din spatele gurii, adică faringele, căile nazale și laringele, foarte important cu corzile sale vocale. Trei mecanisme de flux de aer au evoluat pentru producerea tuturor sunetelor de vorbire și au evoluat treptat în etape succesive. Cum comunicau oamenii înainte de clicuri? Înainte de acestea, singurele sunete pe care oamenii le puteau produce erau așa numitele vocalizații sau apeluri vocale. Acestea erau imitații sau imitații ale diferitelor acțiuni sau sunete la care oamenii erau expuși în mediul lor. Ele pot fi de asemenea sunete involuntare care exprimau diferite emoții sau sunete involuntare emise la căscat, strănut și așa mai departe. Acestea nu trebuie confundate cu mecanismele foarte complicate care sunt implicate în producerea sunetelor de vorbire, care formează bazele a ceea ce recunoaștem astăzi ca limbaj uman. În ceea ce privește utilizarea unui limbaj gramatical complet, pe măsură ce diferitele sunete ale vorbirii au evoluat, ele s-au combinat în diferite moduri pentru a forma silabe și cuvinte. Și acestea, la rândul lor, s-au combinat între ele în moduri diferite pentru a genera tipurile structurale de propoziții gramaticale care caracterizează limbile moderne. Abilitatea inițială de a produce sunete de vorbire a fost scânteia care a dus la evoluția treptată a limbajului. Limbajul gramatical nu a evoluat peste noapte. Nu a existat un singur glonț de argint care să genereze limbajul. Indicația este că limbajul uman a fost o achiziție destul de târzie a Homo sapiens. În acest studiu se argumentează că limba, așa cum o cunoaștem astăzi, a început probabil să apară acum aproximativ 20.000 de ani.
Am observat mai devreme că primele sunete de vorbire au fost rostite de strămoșii vorbitorilor limbilor Khoisan de astăzi. În lumina acestei observații, ar fi rezonabil să presupunem că au avut un avans în a fi primii care vorbesc și o limbă gramaticală. Până în prezent nu există dovezi fonetice sau lingvistice substanțiale care să indice că alte specii, cum ar fi neandertalienii, ar fi putut vorbi vreodată o limbă gramaticală. Ei nu aveau dimensiunile necesare ale tractului vocal pentru producerea sunetului vorbirii, cu atât mai puțin structurile morfologice și sintactice care erau necesare pentru limbajul gramatical. De ce contează toate acestea? Rostirea primelor sunete de vorbire cu aproximativ 70.000 de ani în urmă a fost începutul unei călătorii care urma să ducă la evoluția limbajului uman. Limbajul a oferit mijlocul de comunicare care a jucat un rol esențial în evoluțiile importante care au avut loc de la cele mai vechi înregistrări scrise, la care avem acces, în urmă cu aproximativ 5.500 de ani, până la progresele tehnologice extrem de sofisticate pe care le avem astăzi. Prieteni, atât despre acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!